Orice râu din lume are două maluri, iar pentru a le uni au fost inventate podurile de flori, de idei îndrăznețe, de proiecte comune de lungă durată. Premiul acordat de TVR Moldova pentru cooperare România-Republica Moldova va fi înmânat de domnul Vitalie Guțu, jurnalist TVR Moldova. Bună seara, bună seara tuturor! La mulți ani nouă, celor prezenți din sală, celor care ne privesc acasă și nouă celor de la TVR. Și la mulți ani TVR Moldova! Mulțumim! Pledează eficient în favoarea culturii române. Iată doar câteva file din agenda lui de lucru pentru Republica Moldova în 2016. Film. În al treilea an consecutiv, Festivalul Filmului European, cu proiecții organizate la Cahul, Bălți și Comrat, plus ediția a doua a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău. Teatru. Zilele Matei Vișniec la Chișinău, tradiționalul festival internațional al școlilor de teatru și film Classfest, impresionanta reuniune a teatrelor naționale ajunsă la cea de-a doua ediție, care se desfășoară anume pe această scenă. Muzică. Concertele din cadrul muzicii românești de pe ambele maluri ale Prutului, concertele dedicate Zilei Naționale a României și Zilei Culturii Naționale, conferințe publice, prelegeri susținute de personalități ale culturii române în cadrul manifestărilor, poduri de carte, limba română, limba integrării europene și universitățile populare de vară de la Sângerei, Soroca și Edineț. În toamnă am plinit frumoasa vârstă de 6 ani. Asta la Chișinău, pentru că în alte capitale ale lumii este prezent de mai mult timp. Zi de zi a crescut vertiginos și frumos, având rădăcinile temeinic înfipte în spiritualitatea românească. A desfășurat proiecte proprii și a colaborat cu cele mai importante instituții de cultură din țări aflate în cele 4 puncte cardinale. Premiul pentru cooperare România-Republica Moldova este pentru Institutul Cultural Român. Invităm alături de noi pe domnul Cristian Petcu, secretar general Institutul Cultural Român. Într-adevăr, misiunea noastră principală este aceea de a promova cultura nu numai în interiorul țării, cât și, dar mai ales peste hotare. Reprezentanța noastră de aici, ICR Chișinău, se bucură de mare simpatie și respect din partea noastră, celor din centrală, întrucât este o reprezentanță dinamică care de fiecare dată ne propune proiecte îndrăznețe și noi de fiecare dată identificăm toate pârghiile posibile ca aceste proiecte să se transforme din teorie în practică. Vă mulțumesc pentru acest premiu dumneavoastră organizatorilor. Mă bucur că atât Institutul Cultural Român cât și TVR Moldova se bucură de un parteneriat alături de parteneriatul cu televiziunea publică de la noi din țară și vă asigurăm pe de o parte de deschiderea noastră față de tot ceea ce înseamnă proiect care ține de identitatea națională și culturală și pe de altă parte, politicile culturale pe care noi le ducem sper să fie în sprijinul tuturor oamenilor de bine. Vă mulțumesc, la mulți ani și să creșteți așa cum vă doriți și cum își dorește toată lumea. La mulți ani încă o dată! Vă mulțumim!